oamenii s-au închinat întotdeauna multor zei. În lumea de astăzi, aproape toți zeii antici, care de fapt sunt demoni, s-au mutat în filme, în cultură, artă, literatură, teatre, educație, sport, știință și în multe alte domenii ale existenței umane. Astăzi, conștient sau nu, miliarde de oameni se închină zeilor din vechime. Lumea este condusă de duhuri. În spatele lucrurilor stau duhuri. Amin. Dacă sunteți credincioși, dorim să vă ajutăm să trăiți o viață roditoare, cu rezultate, astfel încât să nu vă fie rușine de ea. Diminețele pot fi începute ascultând un cântăreț din Caldeea, luând exemplul cuiva, ascultând o mulțime de diete, vizionând seriale, vedete, pornografie și toată ziua trece și o mulțime de demoni umple oamenii. Și cel credincios este sfâșiat și nu știe în ce să-și investească viața. Doar trebuie să te uiți la atât de multe lucruri pe YouTube și în rețele de socializare. Astăzi vă propunem să trăiți viața fără demoni, fără draci, cu Duhul Sfânt, o viață deplină, fericită, bucuroasă în Iisus Hristos, așa cum a lăsat-o El. Vă vom descoperi cum stau lucrurile, cum s-au camuflat acești zei străvechi, demonii, și vă împiedică să trăiți, vă fură fericirea, dragostea din familie, idila, tot ceea ce a predestinat Dumnezeu pentru voi. Nu aveți aceste lucruri, nici timp pentru altceva, nici puteri. De ce? Pentru că trebuie să vă uitați la toate aceste lucruri. De exemplu, supereroul Thanos, din renumitele filme, nu este altcineva decât zeul morții la greci, Thanatos. Acest zeu al morții insufla groază în oamenii din vremurile străvechi. Era prezentat ca un demon cu aripi negre, de gheață, cu suflet nepăsător și inimă de fier, fără milă. Cei care ajungeau în brațele lui mortale nu puteau visa la milă sau la amânarea sentinței la moarte. Evidența morților la Thanos era mereu ținută la cel mai înalt nivel. La un moment bine stabilit, duhul morții smulgea sufletul din om, îl ducea în lumea de apoi, în împărăția morților, și îl înmâna sobrului Hades, cum este scris în cartea Apocalipsa, călărețul morții, iar după el urmează iadul. Astăzi, duhul morții este supereroul din filme cu același nume, Thanos, Thanatos sau Fan. Misiunea lui este aceeași, să-și găsească închinători sau fani și să le ducă sufletele în iad. Fan sau fanatic este un om posedat care exprimă o râvnă exagerată față de un lucru sau idol. Fanatismul înseamnă un altar, o credință fermă, care nu acceptă niciun fel de argumente în legătură cu un idol, o percepție sau convingere. Conștient sau nu, oamenii își predau viețile duhului morții și se pun pe altarul lui, cum este și scris în Biblie. Toți cei ce mă urăsc pe mine iubesc moartea. Trist în aceste lucruri este că Iisus a venit și toți s-au închinat lui 2000 de ani. Aleluia! Iisus a dat această autoritate bisericii. El a spus că toată puterea vrăjmașului este sub picioarele voastre. Dar astăzi, când credincioșii vizionează toate aceste filme, desene animate și altele prin care vin aceste lucruri, acest lucru este realitatea. Acest lucru este realitatea. Iisus a dat autoritatea copiilor lui Dumnezeu. Iisus este minunat, El este măreț, El este viu. El nu s-a schimbat și dracii sunt sub picioarele Lui, fie ei supereroi din filme, din desene animate sau din jocuri de calculator, sunt tot acolo. Iisus va veni curând, va lua copiii lui Dumnezeu, iar toți credincioșii care se închină mingii de fotbal, lui Messi, Thanos, Hades, Ronaldinho, multor actori, nici nu cunosc vreunul din ei, însă îl cunosc pe Iisus Hristos. Aleluia! Acest nume este suficient pentru a trăi o viață minunată, ca ei toți să se închine și ca toți demonii să se închine lui Iisus. Dacă Iisus este în inimă, toți sunt sub picioare. Aleluia! Medicina. Știința numită tanatologie este o ramură a medicinii teoretice și practice, care se ocupă de studierea morții. Tanatologia are denumirea dată în cinstea zeului morții Thanos. Această latură a medicinii studiază dinamica și mecanismele morții,
apariția și cauzele morții în corp, starea trupului în momentul morții, apoi la o zi, două, o lună, un an și la zeci de ani de la moarte. Se studiază cadavrul, mortul ca rezultat al acțiunii morții. Moartea însă este invizibilă, nu poate fi cunoscută, deoarece moartea este un duh. De aceea oamenii au mare nevoie să studieze viața. Știința despre viață și nemurire este teologia. Teos înseamnă Dumnezeu, logos înseamnă învățătură sau cunoaștere, teologia, cunoașterea lui Dumnezeu. Așa cum tanatologia studiază totul despre moarte, teologia studiază totul despre viață, pentru că Dumnezeu este viață. Dumnezeu s-a arătat în trup. În Iisus Hristos s-a arătat viața pentru lume. El a învățat și a arătat cum pot trece oamenii muritori de la moarte la viață, cum pot să devină nemuritori și să capete trupuri veșnice. În Biblie este scris că Hristos și Satan nu au nimic în comun. Lumina și întunericul nu au nimic în comun, dar omul, în special cel credincios, poate să unească în el pe Isus și pe Thanos. Parcă e credincios, însă acasă el pornește un drac ca să se relaxeze. El spune, vreau să mă relaxez. Face acest lucru în prezența duhului morții, al iadului sau a altui drac. Eros, el dorește să se relaxeze. Interesant, Iisus nu poate face acest lucru, întunericul și lumina nu pot, Hristos nu se unește cu o prostituată, însă cel credincios este cu una creației. Oh! Dar prin har pentru el totul este posibil. Prin har. Este un har drăcesc. Ne este totul iertat și trăim prin har, înțelegeți? Credința drăcească. Iacov a spus că este credință drăcească, iar Petru a spus că este credință porcească sau de câine. Minunat a spus. Frumos vorbesc apostolii noștri. Credința porcească. Sportul este cultul trupului omenesc, a frumuseții, rezistenței și puterii, ocupă o poziție de lider în lumea contemporană. În antichitate, jocurile olimpice erau dedicate întregului panteon al zeilor greco-romani sau al tuturor zeilor în frunte cu Zeus, Satan. Jocurile în cinstea demonilor Olimpului erau însoțite periodic de jertfe umane. De aceea, la finalul secolului al IV-lea, era noastră, jocurile olimpice au fost interzise de către imperatorul creștin Teodosius, fiind considerate păgâne. Jocurile în cinstea demonilor Olimpului au renăscut după 15 secole, la sfârșitul secolului al XIX-lea. La jocurile olimpice de astăzi sunt rostite rugăciuni către Apollo și Zeus, pentru ca Apollo să aprindă flacăra sfântă. Apollo este cel luminos care aduce lumina sau Lucifer. Apolion este numele îngerului adâncului din cartea Apocalipsa, care înseamnă nimicitor. De dragul cultului frumuseții omenești, îndemânării, puterii și rezistenței, oamenii își dau viețile. Dar sunt și mulți sportivi mondiali care, atunci când ies în arenă, îl proslăvesc în mod deschis pe Iisus Hristos ca Dumnezeu. De ce? În acest fel, ei demonstrează că sursa puterii și biruinței lor este Iisus Hristos și nu demonii olimpici. Este trist că în ziua de azi voi vedeți doar filme, sport, știință, artă din diverse direcții. Nu se închine vieții, ci morții. Se închine lui Satan. Produc aceste lucruri, le promovează în mod activ, pe diverse niveluri, niveluri înalte, chiar și la cele de stat, de cultură, de legislație, pentru că tot ce se întâmplă este oficial, este legal. Mai departe va fi și mai interesant. Va fi foarte interesant.
Să privim la Eros. Această zeitate antică este astăzi un duh necurat care domnește în lume. I se aduc cele mai multe jertfe omenești, trupuri tinere virgine, prunci omorâți și nenăscuți, organe interne rupte ca rezultat al sexului nefiresc. Jertfele Erosului sunt cei infectați și morți în urma bolilor venerice. De dragul Erosului, oamenii divorțează, înșeală, comit suicid, abandonează copiii. Astăzi, demonul Erosului trăiește în desenele animate, în benzi desenate, ca un feromon umblător, capabil să ispitească pe oricine și pentru orice. Supercalitatea lui este de a stimula centrul plăcerii în creierul uman. Închinătorii demonului Eros susțin o industrie uriașă a violenței, perversiunii și morții. Actorii porno mor de vreme din cauza infecțiilor și a ruperii organelor interne. Pe canalul nostru veți putea găsi multe clipuri medicale pe tema sexului. Iar dacă astăzi ești un închinător al Erosului, îți place să te uiți la porno doar ca să te relaxezi sau la un film cu anumite scene, în aceste scene, pe acest altar, la cei ce te uiți, stă o tânără actriță. Este un altar. Ea este sub analgezice. Este violată. Probabil nu va supraviețui după acest lucru. Poate va muri. De sida. Poate va deveni un invalid. Întrucât sexul este neprotejat pe aceste platouri de filmare. Da, industria face bani, însă ia vieți. Ceea ce privești este o violență totală. Trebuie să înțelegi că privești o perversiune totală. Moartea, pofta, necurăția, tot ce se întâmplă este o scârbă. În jur sunt zeci de oameni cu camere, cum sunt aici și filmează locul sfânt. Este altarul lui Dumnezeu, propovăduim cuvântul lui Dumnezeu. Dar acolo este altarul lui Satan. Pe canalul nostru veți putea găsi multe clipuri medicale. Vă recomand să le vizionați pe toate. Ideea apariției omului din animal își are rădăcinile în antichitate. Grecii antici erau foarte loiali ideii de împreunare cu demonii pe care îi divinizau. Conform imaginației lor, demonii puteau lua chipul animalelor, de aceea împreunarea cu animalele era considerată ca ceva normal. În această bază, Aristotel considera că oamenii sunt animale politice. Antica idee de apariția omului din animal a fost renăscută în secolul al XVIII-lea de adepții filozofiei naturii, iar ficțiunea apariției omului din maimuță aparține juristului scoțian Burnet. Să analizăm arhitectura și arta. Sculpturile zeilor mitologici, animalelor și himerelor înfrumusețează clădirile culturii și teatrele. Pe fațada teatrului de operă din Odessa se înalță un grup de sculpturi. Pe trăsura cu pantere este fiica lui Zeus, Satan, ocrotitoarea artei, muza tragediei, mama sirenelor. Sirenele sunt ființele demonice, având partea superioară a corpului de femeie, iar cea inferioară de pasăre. Prin sunetele lor omorau călătorii. La fel stă și sculptura centaurului, care este o ființă cu cap și bust de om pe un trup de cal. Sculpturile ființelor jumătate om, jumătate animal înfrumusețează adesea clădirile de cultură și fac parte din propaganda ideologică a apariției omului din animal. Astfel, un minotaur este un monstru urât, cu corp de om și cap de taur, care s-a născut ca urmare a sexului nefiresc cu un taur. Este reprezentat în multe opere ale pictorilor antici și contemporani. O mulțime de asemenea scenarii mitologice demonice stau la baza renumitelor opere de artă, pictură, muzică, literatură, teatru și filme. Sunt cântate, li se aduce închinare, sunt adorate și nu sunt uitate. Dar în ultimii 100 de ani se produce această schimbare prin toate domeniile societății. Cultură, sport, politică, economie, știință, creativitate. Din diferite părți se produce o înlocuire. Iar când se întâmplă acest lucru, nu înțelegem că suntem scufundați în aceste lucruri drăcești, demonice, fără să ne dăm seama. Apoi ne întrebăm de ce lumea a devenit tot mai demonizată, îmbibată tot mai mult de demoni. Peste tot sunt probleme. Riese că acești zei
adică draci, îi putem vedea astăzi peste tot. Iar aceasta este o problemă. De aici pornește demonizarea societății de astăzi sau lumii de astăzi. Te uiți, parcă oamenii sunt credincioși, însă foarte mulți sunt problematici. De ce? Îi întreb, la ce te uiți cel mai mult acasă? Ei răspund, cel mai mult mă uit la centauri, minotauri, diferiți zei. Parcă este doar un film, însă prin acest film nu vine Duhul Sfânt. Căci cine îi zice, bun venit, se face părtaș faptelor lui rele. Vai, când va începe meciul? Vai, când va începe serialul? Vai, când va interpreta acel artist? Vai, acel sportiv? Vai, acel politician? Vai, acel blogger? Vai, dar nu pot fără aceasta. Oh, te felicit! Tot așa alergi la Hristos pentru rugăciune, post, evangelizare, închinare și așa mai departe? Să asculți dacă a apărut o nouă predică? Ai aceeași pasiune. Dar de ce nu? Pentru că aceste lucruri vin din interior, din credință, iar credința vine în urma auzirii. Dar pe cine las prin toate dispozitivele să intre în casa mea? Gândiți-vă. Pe cine lași să intre? Și care sunt duhurile din spatele lor? În spatele acelor curente informaționale care vin, piese, filme, sau un blogger, sau oricine. Întrebarea este, pe cine ai lăsat să intre împreună cu el? Pentru că Scriptura spune că trebuie să-ți dai seama, deoarece tu ești lumina lumii, tu ești sarea pământului și tu trebuie să influențezi lumea. Amin? Astronomia. Toate planetele sistemului solar sunt denumite în cinstea panteonului zeilor, în afară de una singură, planeta Pământ. Numele ei l-a dat însuși Dumnezeu la creare. Despre aceasta ne vorbește Biblia. Pământul este numit Pământ și astăzi, așa cum l-a numit Domnul Dumnezeu. Însă numele tuturor planetelor au fost date de oamenii preocupați de zeii străvechi, care de fapt nu sunt zei, ci demoni. Oare cui s-a închinat știința? Pe cine propovăduiește azi? Pe cine laudă? Totul provine de la zei mitologici. Au luat creația lui Dumnezeu și și-au însușit slava. Ufologia. În ultima perioadă, mii de persoane medium cu capacități extrasenzoriale și care realizează contacte primesc multe trimiteri de la un oarecare Ashtar, o ființă duhovnicească, un vizitator cosmic. Ashtar nu este un debutant. Astaroth, Asur, Ashur apare de sute de ani în literatura demonică, atât în cea estică cât și în cea vestică. Se arăta oamenilor în diverse forme de zei și demoni, iar acum, adaptat, se prezintă ca un străin venit din cosmos. În Biblie, Astaroth este un zeu rău, Astarte este soția lui Baal, iar Baal este una dintre denumirile diavolului, căruia îi se închinau ca fiind zeul soarelui. Astarte îi se închinau ca la zeița lunii și fertilității. În Biblie, aceste nume sunt folosite la plural, Astartee, Baal. Acestor zeități li se închinau ca la zeii cerului. Tocmai de aceea, cel mai mare eveniment astronomic descris în Biblie, oprirea soarelui și a lunii la porunca omului lui Dumnezeu, s-a produs în celebra bătălie cu popoarele vrăjmașe care divinizau soarele și luna sub chipul lui Baal și al Astarteei. De asemenea, coborârea focului din cer de mai multe ori la rugăciunea prorocului Ilie îl făcea de rușine pe Satan, zeul tunetului Baal, și demonstra acelor popoare că prorocul Ilie este omul lui Dumnezeu și se închină singurului și adevăratului Dumnezeu care a creat totul. De ce sunt arătate toate aceste minuni în Biblie? Ca să arate cine este adevăratul Dumnezeu. Ilie, omul lui Dumnezeu, a interzis cerului și 3 ani și jumătate nu a fost ploaie. Acel popor se închina lui Baal, zeităților cerului, iar omul lui Dumnezeu a zis, nu va fi nimic. Iar apoi când Ilie s-a rugat, a spus să vină ploaia și a plouat.
Astfel se arată din nou cine este adevăratul Dumnezeu, cine este deasupra tuturor lucrurilor. Slavă lui Iisus! Mulțumim, Doamne! Așadar, vedem o imagine cutremurătoare. Toate industriile lumii, conștient sau nu, produc lucruri demonice. Cei mai mari savanți, politicieni, artiști încearcă să stabilească o legătură cu ființele duhovnicești, considerându-le foarte evoluate, asemănătoare lui Dumnezeu, cu o putere mai mare și cunoștințe mai multe decât omul. Nu este greu să ne dăm seama că un contact cu ființe nefizice deschide larg ușa pentru demon și pentru diavol. Cu toate acestea, creștinismul și biserica ocupă poziția de frunte în lume, deoarece produce dragoste adevărată, viață, iertare, har și credință în Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat. Miliarde de oameni nu se închină demonilor, nu caută lucruri demonice, ci se închină lui Iisus Hristos, căci doar El este singurul Dumnezeu adevărat și viața veșnică. El s-a născut în urma unei zămisliri neprihănite și este Dumnezeu om. Doar Dumnezeu putea să aibă autoritate peste întreaga creație, să vindece bolnavii, să învie morții, să potolească furtunile, să înmulțească pâinile și peștii. Doar Dumnezeul Sfânt putea să ia asupra sa toate bolile și blestemele lumii și să le biruiască prin trupul său și prin sângele său. Doar Duhul lui Dumnezeu putea coborî în iad, din trupul mort și să iasă din iad biruitor. Iisus Hristos a înviat, El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. El este singurul adevăr în întreg universul și oricine crede în El are iertarea păcatelor și viața veșnică. Abonați-vă la canalele noastre și distribuiți acest clip. Pentru creștere spirituală și comunicare, contactați-ne!